Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și vom discuta astăzi alături de Renate Nenciu despre cum reușim să-i facem pe copiii noștri să fie pregătiți pentru realitatea de mâine când se vor angaja într-o anumită companie sau de ce nu vor deveni antreprenori. Bine ai venit, Renate! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Știu că tu ești membru fondator al unei școli și astăzi este prima voastră zi în care ați început o treabă foarte, foarte bună. Spune-mi, te rog frumos, cum v-a venit ideea de a face o școală altfel ca să-i pregătească pe tinerii noștri să fie pregătiți pentru ceea ce le urmează după ce termină liceul? Suntem M-School, o școală normală la cap, așa ne denumim. A venit în urma experienței în educație pe care o avem de peste 6 ani cu o altă școală, Success Academy, o școală de antreprenoriat și leadership pentru juniori și adolescenți. Iar în urma rezultatelor, părinții au venit către noi cu întrebarea: de ce nu faceți și o școală? Vedem rezultate, vedem cum îi ancorați în realitate. Vă gândiți să faceți o școală? Vă gândiți să faceți un liceu? Și așa am pornit acum 2 ani de la o idee, de la o cercetare, până la urmă, pe care am făcut-o în rândul părinților. Iar anul acesta am pus în practică toată ideea. Astăzi este prima zi. Să fie într-un ceas bun și Mulțumim. Și pornim cu studenți și cu părinți novatori care vor un alt sistem de educație, o altă școală, o școală normală la cap, în care copiilor li se dă încredere, li se dă responsabilitate și li se dă libertate de a învăța așa cum vor. de ce am aceste componente? În general, trebuie să urmezi o anumită structură, trebuie să te supui regulilor, nu ai voie să faci aia și aia, chiar dacă tu, să zicem, ai preferințe față de limbi străine, totuși ești obligat să înveți toate celelalte materii. Cum ați ajuns la aceste concluzii și se poate face chestia asta în România și totuși să păstrezi acreditările de aici? Sau cum se Noi realizează? funcționăm sub acreditare americană, sub acreditarea University of Missouri. Funcționăm sub autoritatea lor. Așadar, avem altă filozofie de viață. Ok. Și În practic, fine. după ce termină liceul, ce se întâmplă cu copiii? Pot să acceseze universitățile din România? Și universitățile din România, dar în principal universitățile din străinătate, Deci pe sunt care, recunoscute da, toate, aproape diplomele. toate, da, prin afilierile pe care facultatea le are și prin examenele care se dau ongoing în timpul celor anilor de studiu. Am pornit de la clasa 6 până la clasa 12. Povestește-mi un pic despre școala de business pe care ați făcut-o. De la ce vârstă ați Școala făcut? de antreprenoriat și Da. leadership, Da. practic a fost punctul de pornire Da. în tot ce facem și ce dăm startul astăzi. De la ce vârstă Am acceptați? pornit Success Academy de la vârsta de 11 ani, pentru că aici am găsit punctul de inflexiune unde putem să facem o schimbare și ne ducem până la 18 ani. Sunt grupe de juniori, grupe de adolescenți. Lucrează complementar sistemului tradițional de învățământ și jumătate din cursuri sunt ținute în engleză, jumătate în română. Li se dezvoltă gândirea critică, gândirea divergentă, creativitatea, lucruri în echipă. Foarte multe aspecte care te ajută în viața de zi cu zi, ca și adult. Ați avut copii care, nu știu, poate erau refractari la metodă, nu erau obișnuiți venind dintr-un alt sistem de învățământ cu stilul vostru, poate că nu erau poate suficient de creativi. Habar n-am, ce s-a întâmplat acolo? Ce nu mai gândești la cel mai dificil caz pe care l-ați Încerc să creat-o? mă gândesc la un caz dificil. Un copil care a venit la insistențele Părinților. părinților, mamei, și după 2 ore nu mai vrea să plece. În sensul că dacă este antrenat, dacă are un mediu atractiv de a asimila informații noi și folositoare, clar le captezi interesul. Adolescenții vor să învețe.
Nu vor să învețe lucruri care nu sunt șablonate utile. Și care nu sunt utile. Gândește-te, totdeauna dau exemplu romanului Ion. Este foarte ok să citești, dar mai ai și alți scriitori contemporani mai ancorați. Adică... Dar sunt curioasă, de exemplu, dacă eu am un copil care este la sistemul de învățământ de stat, unde știm cu toții cam care este și atmosfera și care este cadrul în care se desfășoară. Și vine la o școală de genul acesta. Avem probleme noi ca și părinți după aia să-i mai trimitem la școală, o școală normală? Normală. Normală. Noi suntem școala normală la cap. În principiu te adaptezi la orice, mergând la extreme. Avem, îmi vine acum în minte un exemplu, un student din Success Academy care ne-a explicat că se simte la școală ca la pușcărie. Mm-hmm. Stânga-dreapta clase, totul așa foarte strict. Rigid. Da. În momentul în care vin dintr-un astfel de sistem și dai de un sistem în care ești open space, ești liber, poți să înveți cum vrei. Dacă vrei să stai în cap să înveți, stai. Eu îți respect decizia ta și dorința ta. Nu ai cum să nu-ți să te adaptezi să fie bine instant. Nu am avut cazuri de neadaptare. Da, nu mă referam la faptul că ar putea să nu mai fie adaptați în partea cealaltă de unde au venit, pentru că sunt atât de mulțumiți cu ceea ce fac împreună cu voi, încât atunci când se întorc acolo... Nu am avut nicio caz să se mai întoarcă. Da, mi se pare foarte frumos. Și practic, din ce făceați în această școală, ce ați preluat în noua școală? Am preluat zona de leadership, de antreprenoriat, de sunt lucru cursuri, în echipe. Sunt cursuri separate în cadrul școlii, începând cu clasa a 6-a. Da. Deci sunt materii... Deci, practic, facem un parteneriat între Mizu Academy și Success Academy. Și preluăm de la fiecare ceea ce noi considerăm că o să-i ajute pe acești copii. Hai să ne raportăm acum că ascultătorii, cei care ne privesc acum, o să, unii dintre ei sigur au copii acasă care sunt adolescenți. Care ar fi niște idei preluate din cadrul școlii voastre, în așa fel încât părintele să știe cam cum să se comportă cu copilul, ca să fie mai receptiv la mesajele părintelui, mai receptiv să învețe, chiar dacă nu vine la voi la școală. Să-l tratezi de la egal la egal și să nu consider că dacă ești părinte ai autoritate 100% asupra copilului. În primul rând, trebuie să-i dai libertatea de a gândi, pentru că el gândește în conformitate cu realitatea. Cu structura lui, cu tot ce așa... Pot exista gap-uri între realitatea părintelui și realitatea copilului, adolescentului. Și în momentul în care îi reprimi orice activitate, nu ai voie acolo, nu faci aia, trebuie să înveți asta, totul cu trebuie sau nu ai voie, îl pierzi. Nu ai cum să ții un adolescent lângă tine sau un copil lângă tine în stilul acesta. Trebuie să îi dai încredere. Și vorbesc de nivel subliminal, să îi dai încredere prin tot ceea ce faci. Am încredere în tine, am încredere că e decizia bună, te susțin, sunt acolo. Cumva ați împuternicea și propriul copil să ia decizii pentru propria lui viață. Chiar de curând am văzut un comentariu, sunt înscris într-un grup de părinți și spunea că e un copil mic, la 2-3 ani, care refuză să se îmbrace mai gros mergând afară și a zis, ok, roagă-l să iasă afară așa cum vrea el și îi pune să simtă cum se simte el în mediul respectiv. Și cred că educația asta de a-l face să fie în contact cu ceea ce vrea el, cu ceea ce are el nevoie, se face încă de mic. Când ajungi la adolescență, cred că este destul de târziu. Mentalitatea, să schimbi. Mentalitatea, da, se construiește în ani, în ceva muncă. Să-i schimbi acum stilul și al părintelui și al copilului care o să trezească, aolea, mai are mama ceva de spus. Da. Așa este. Care sunt cele mai preferate materii ale copiilor? Dacă ne raportăm la școala de antreprenoriat, scuze-mă, tot îmi vine să zic de business. În școala... Poți să zici. Da. Până la urmă, pentru asta îi pregătim, pentru business. Gândirea critică,
aș spune că este un punct. Este o materie în sine. Este o materie în sine. Și pe lângă comunicare, pe lângă construirea brandului personal, sunt cursuri de sine stătătoare. Cursul de branding personal chiar este foarte ușor acceptat, facil de înțeles și pus în practică, de fapt. Asta este. Toate cursurile se pot pune în practică. Te ajută în viața de zi cu zi. Asta, conversații. Spune-te o frumos despre gândirea creativă. Gândirea critică, v-ai spus? Am zis gândirea critică, dar divergent thinking sunt o familie în sine. Probabil că nu cuplez eu foarte mult la cuvântul cu critică, dar înțeleg. Ce faceți efectiv ca ei să-și dobândească acest tip de gândire? Sunt anumite metode prin care le pui un exemplu, le dai un exemplu, îi ancorezi și îi implici în anumite proiecte. Și ei, toți copiii, învață să deceleze singuri informația și să-și ia pe baza experienței, să-și ia ceea ce au nevoie și să ancoreze în altă situație reală de viață. Adică sunt un fel de studii de caz? Da, da. Studiul de caz e partea practică. Legat de comunicare, este ceva anume ce faceți? Adică ca și exemple concrete, cum sunt ei implicați în zona asta de comunicare ca să-și dezvolte această abilitate? Vrem feedback și cerem feedback și sunt obișnuiți să dea feedback. Orice ar avea, negativ sau pozitiv, dau feedback. Și pe baza acestei părerilor lor, noi ne calibrăm. E foarte fain că ai atins subiectul ăsta cu feedback-ul, pentru că eu mă uit în cadrul corporațiilor în care lucrez și oamenii nu au această obișnuință de a-și oferi feedback. Voi pe ce puneți accent în momentul în care vă referiți la feedback? Adică care sunt elementele pe care trebuie să le cunoască? Eu consider că este destul de multă critică în jur. Depinde cum o percep. Critica poate să fie constructivă dacă nu ai un ego foarte mare și știi să asimilezi informația. Și atunci pe ce puneți accent? Să lasă un pic ego-ul? Dar cum facem chestia asta? Lăsăm tehnicile în seama psihologilor. Okay. Bine, ce mai vrei să ne mai povestești despre ce faceți acolo pentru copii? Încercăm să le oferim o altă perspectivă asupra vieții. Să știe că nu trebuie să fie șablonați. Șablonarea te duce în teamă, nu te lasă să-ți iei zborul ca și adult. Te încorsetează. Te încorsetează. Școala tradițională cam asta face. Și am trecut toți prin școala tradițională, ca și fondatori. Cred că ne-am dat seama, am evoluat de-a lungul vieții, ne-am dat seama de o anumită cale care te poate dezvolta ca și adult și vrem să o punem în practică. E ceva anume personal la voi, membrii fondatori, care v-a determinat să mergeți pe calea aceasta? Adică poate a fost o experiență personală, inclusiv din școală, care a fost mai traumatizantă și ați spus nu, de aici nu mai e. De aici ar trebui să existe o altă soluție, o altă cale. Da, un exemplu personal. În școala tradițională, de exemplu, la limba română, am avut o profesoară superbă, care îi mulțumesc în gând aproape în fiecare zi. În schimb, eu scriu spre stânga. Și a fost o întreagă polemică și o întreagă furtună în familie și în școală, în care mi s-a spus că trebuie să scriu spre dreapta. Și țin minte că mama îmi lipea de planșetă caietul într-un așa mod încât să încerc să scriu spre dreapta. Apropo de șablonare, apropo de lucruri de prejudecăți și de încorsetare. Nu a reușit nimeni să mă facă să scriu spre dreapta și acum scriu spre stânga. În condițiile în care li s-au explicat atunci tot felul de lucruri. Nu foarte ok pentru dezvoltarea unui copil, să zic. Uite, astfel de lucruri nu... Nu ți le-ai dorit pentru școala pe care ați făcut-o acum. Da. Un exemplu personal. Dau foarte rar. Ți s-a dat măcar vreo logică, ți s-a dat vreo explicație logică pentru care n-ar trebui să scrii în felul acesta?
Nu li s-a dat nicio explicație logică părinților, li s-a spus doar că așa trebuie. Okay. Să scriu spre dreapta, nu spre stânga. Da. Cred că fiecare dintre noi se regăsește într-o felul de povești. Eu cred că m-am trezit la un moment dat doar pentru că profesorul lipsa de la oră și stăteam pe hol vorbind cu o colegă. Deci nu începuse nicio oră și a venit un profesor și mi-a dat cu catalogul în cap de, cred că și acum mai simt senzația de greutate, de tensiune din creștetul capului până în osul sacru. Da, e o traumă până la urmă. E o traumă plus, nu știu, poate momente din asta de a te încuraja de a învăța și de a explora cărți care să-ți placă. Mă uit acum, de exemplu, la fiul meu, care nu-și dorea efectiv să citească. Deși el vine dintr-un sistem privat în limba engleză, unde există destul de multă libertate. Dar curios este că tot cu o profesoară de la stat, i-a recomandat niște cărți care sunt mai potrivite pe stilul lui, mai jucăuș, mai glumeț, și dintr-o dată copilul l-a putut să citească, nu știu, 200 de pagini. I s-au potrivit. Cred că momentul ăsta de a acorda timp copilului și de a te plia pe el este important. Îmi povesteai despre faptul că În școala voastră aveți open space. Da. Și că aveți copii organizați nu neapărat pe clase, ci în jurul intereselor lor, tocmai ca să stimulați. Nu există conceptul de clasă. Este conceptul de cluster, okay, de grupă. Și dau un exemplu. În școala tradițională, în pauză, vei vedea că nu se strâng mai mult de 2-3 copii ca și grup să interacționeze. Da, câți? Cam maxim 3, maxim 2, 3, 4, maxim 4, să zic. Și pe ideea aceasta am pornit și noi. Să facem clustere cu copii sudați, cu aceleași caracteristici și care pot să lucreze împreună, mai ales că totul este practic, totul înseamnă este un proiect. Sunt proiecte. Ei învață prin proiect, adică prin experiență. Prin experiență, este învățarea experiențială. Și cer ajutorul tutorului doar atunci când au nevoie și când se ating un anumit prag și nu se pot descurca singuri. Dar sunt copii de vârste diferite? Sau nu, clasele sunt omogene. Ok, deci practic vechile clase devin pe grupulețe sparte și în funcție de interesele... În funcție de punctele forte, în primul rând, ale lor, de modul de interacțiune. Deci, practic, pentru un părinte care are copilul la o școală, să zicem, tradițională. E o mare diferență. Dacă vrea să-l ajute și mai ales când este în faza de adolescență sau preadolescență, este important să pună accent pe ok, care sunt interesele tale, să te încurajezi, să te duci în acea... Să vadă care sunt punctele forte ale copilului. Fiecare copil are puncte forte. Trebuie mers pe accentuarea lor și pe dezvoltarea lor, nu neapărat pe dezvoltarea zonelor unde ești slab. De exemplu, dacă nu te pricepi sau nu ai o afinitate pentru chimie, dau tot așa un exemplu personal, nu ai afinitate pentru chimie. Oricâte meditații ai lua și oricât ar pompa părinții pe zona asta de science, de chimie, nu te va ajuta în viață cu nimic. Și mai mult îți scade și încrederea în tine că, uite, nu sunt capabil să învăț o materie la care probabil că profesorul nu o să mă scoată din nota 4 sau nota 5. Deci părinții care au capacitatea să vadă punctele forte ale copiilor și își susțin copiii pe acest drum, vor fi niște părinți fericiți. Și copiilor implicit vor fi fericiți. Da. Mm-hmm. Da. Dar, practic, în momentul în care copilul are anumite interese, este posibil ca curicula voastră să nu o acopere? Nu. Avem zona de cursuri predefinite, prestabilite. În urma avem autorizație pe care exact și trebuie să dăm anumite examene, evaluări. Dar avem o zonă aproape nelimitată de cursuri opționale în funcție de punctele forte. De exemplu, avem un copil care ne-a cerut curs de horticultură. Wow. Da, avem. Este pasionat de zona asta, deși e încă mic. Apoi avem... Și el va fi singur în procesul ăsta de învățare sau e posibil să mai aibă și dacă mai avem pe cineva care tot așa este
interesat de același curs, da, o să facă echipă. Dacă altfel nu, se și poate, singur. Da, se poate fără probleme învăța singur, susținut de tutori, normal. Da, da. Sau mai, acum dau un alt exemplu, o cursantă care vrea design vestimentar. Este pasionată și chiar am văzut și în clasa nouă, am văzut lucruri făcute de ea, adică este super talentată. Mi-aduc aminte că am vizitat de curând o școală tot așa privată și avea un atelier. Pe vremea, știi cum aveam noi atelierele respective în care puteau băieții pe de-o parte și așa. Noi fetele și inclusiv aveau mașini de croitorie și puteau să-și facă haine sau bucătărie unde pot să gătească și sunt multe locuri în care... zone de relaxare. Nu erau zone de relaxare, erau zone în care ei își pregăteau aceste abilități în zona de meșteșuguri, în zona de culinară, dar ca și opționale, normal, nu în zona de... Dar ca adult, odată ce ajungi ca adult și îți cultivi hobby-ul, poți să faci într-adevăr un business din el, dar poți și să găsești relaxare în zonele respective. Corect. În cadrul școlii, practic, ei... au cam cât la sută timp pe materiile care sunt predefinite și cât la sută pe zona de opționale? Timpul este în funcție de semestrele și structurarea semestrelor. De exemplu, copiii au libertatea să-și aleagă perioadele în care vor să ieși vacanță. Deci este, totul este ongoing și este în funcție de ritmul lor. Mm-hmm. Wow! Da. Deci iarăși un alt element util pentru un părinte să meargă în ritmul copilului. Da. Dar ce ne facem că totuși copiii pot să fie atrași în niște activități cum este statul pe tabletă, pe jocuri, unde nu mai e o chestiune de... știi, acolo nu este o opțiune personală, este contextul jocului care te face să rămâi prins, că asemenea unui drog. Da, pe de altă parte, modalitățile prin care noi îi responsabilizăm cu acest stil de flipped education îi fac să conștientizeze și alte lucruri în afară ceea ce este important. Și sunt, de exemplu, din cadrul a 25 de cursuri, să spun, 5 sunt opționale. Sau dau așa un exemplu. Uh-huh. Ok. Îmi place ideea asta. Cum adică și-au vacanțe când simt nevoia? Când aleg ei în funcție de, și de familie, normal. Da, au și un număr de zile, bănuiesc, într-un an școlar în care au voie să-și... Adică nu poți să-ți iei din 9 luni, să-ți iei 3 luni vacanță. Dacă poți să înveți... și să ai un ritm fantastic în celelalte luni, poți să faci orice. Teoretic vorbind. Da, practic ei au această libertate. Da, da. Îți spun asta pentru că, uite, de exemplu, în perioada asta fiul meu are tot felul de călătorii pe afară cu un sport pe care îl practică și este nevoit și de la distanță să lucreze, dar el lipsește de la școală în perioada aceasta. Și eram curioasă. Da, este adaptare 100% la viața copiilor. Și programul de când până când este? Începe la 9 și se termină la 3 în fiecare zi, exceptând weekendurile normal. Iar cursurile sunt în sală, dar vor fi și în afara sălii. De exemplu, cursul de desen, ținut de o arhitectă specializată pe predat, pe zona copiilor, va fi ținut inclusiv în oraș, plimbându-se și explicându-le copiilor diferențele între arhitectura clădirilor și deci nu sunt legați doar în sală, adică totul o să fie interactiv. Și faceți și online cursurile? Dacă o să trebuiască, datorită contextului, da. O să facem deci și online. Nu sunt de adepții și a orelor online. Se pot face, normal că se pot nu, face. Nu, dar nu neapărat sunt adepții, mai ales dacă sunteți foarte focusați pe experiență și mai greu. Preferăm poate un site, preferăm în sală, da. Cum ați structurat cursurile? Poate sunt din punct de vedere, nu știu, dezvoltare fizică, dezvoltare emoțională, dezvoltare anumitor abilități. Au o anumită direcție cursurile acestea? Cursurile sunt
Dacă ne referim la cursurile școlii de leadership și antreprenoriat, unde avem libertate totală, da, sunt structurate pe anumite categorii. Și care sunt categoriile? Începem de la comunicare. Scuze-mă, te întreb lucrurile acestea pentru a le atrage atenția și a părinților de a ști în ce zone pot să meargă să-și dezvolte copiii. Mergem foarte mult pe tot ce ține de relaționare, pe zona de relaționare. Care, pe de altă parte, este foarte importantă în tot ceea ce faci. Capitalul. Și școala nu te învață din păcate. Nimic. Școala absolut, tradițională. Da, nu te învață absolut nimic legat de relaționare, eventual înveți pe propria spinare. Da, dar nu poți să-ți atingi nivelul de excelență doar singur. Corect. Nesusținut și nedezvoltat de un psiholog, de un tutor care este lângă tine la vârsta adolescenței și care îți oferă toate oportunitățile. În școala antreprenorială aveți și psihologi care lucrează cu ei? Da, categoric. Aceștia sunt bază, de fapt. Nu, că mă gândeam că aveți mai mult pe strategie. Și... Avem și pe strategie, dar gândește-te că de aici s-a pornit ca și idee principală. De la componenta psihologică și pe partea de relații. Da. Deci pe relaționare, pe comunicare, pe aspecte ce țin de îngrijire personală. Apropo de brandul personal, inclusiv... Cum sănătate, cum... Foarte... Toate aspectele care sunt importante și pe care le regăsești în viața de adult. Pe partea de Success Academy avem cursurile structurate, science, în primul rând, matematică, engleză, fizică, pe M-School. Da. Aici avem libertatea doar de a adăuga acestor cursuri materiile pe care noi le considerăm importante. O să adăugăm limba română, geografia României, istoria României. Trebuie să fii pregătit. Pentru că celelalte pregătit. Sunt legate de celelalte America. Sunt universale. Matematica este universală. Fizica la fel. Chimia la fel. Engleză. Orice altă limbă vor să studieze. Adică lucrurile sunt universale. Universal valabile. În orice țară ai fi, ai nevoie. Când ați început școala aceasta, cea de business, ce anume, care au fost primele voastre dificultăți, ca să zic așa? Școala de leadership și antreprenoriat. Da. Tot spun cu business, scuză-mă. Da, dar nu e perfect, ca să mă calibrez eu. Cred că a fost calibrarea noastră, ca și tutori, la mentalitatea copiilor. Așa. Da, asta a fost o mare necunoscută pentru noi. Am adică reușit. Voi cu perspectiva adultului care funcționase deja în business. În business foarte mulți ani, 20 de ani. Cum să translatezi în zona unui copil, cu înțelegerea unui copil, cu nivelul lui de maturitate. Sau... Să-l captezi, să înțeleagă. Să considere că este folositor ceea ce tu îi furnizezi. Și ați văzut business-uri începute după o școală de genul ăsta? Ce tipuri de business? Da, chiar în ultimul an am avut, cred că acum 2 ani, acum 2 ani, și-au deschis o cafenea. Wow! Da, împreună cu părinții? Nu, ei. Ei? Da, da, da. Și acum de cât timp funcționează, practic? De o lună, două? Nu, cam acum 2 ani. Ca ultimul an, ok. Cam înainte de pandemie, da. Și au 2 ani, de când funcționează. Da. Deci și sunt, mai sunt exemple. Deci până la urmă, care a fost elementul care v-a ajutat să adaptați foarte bine de la zona asta concretă de antreprenorială către zona copilăriei cu tot ce presupune? Feedback-ul pe care ei ni le-au transmis și atitudinea noastră de a putea să prelucrăm informația așa cum ei o așteptau de la noi. Adică noi ne-am adaptat lor. Voi, la rândul vostru, ați avut o sursă de inspirație când ați făcut când ați inițiat această școală acum 6 ani, mi-ai spus. Da, mai degrabă o sursă de motivație. Inspirație. Motivația de a vrea să schimb lucruri. Deci nu ați avut neapărat un model de afară, dar abia acum, școala aceasta. Nu, n-a fost niciun model și poate și aici a fost mai dificil începutul, dar nu a fost niciun model. Totul este original și
dacă revenim la școala de, pe care o începem astăzi, M-School, da, aici avem susținerea. Da, și ai un University cadru, of Missouri. Și ai un cadru în care să te funcționezi, să te desfășori. Da. Mi-a plăcea la un moment dat să-l implici pe fiul meu într-o astfel de, de școală. Mi-aduc aminte acum de curând, a fost într-o tabără, de fapt în cantonament, și s-a întors acasă cu niște bani și l-au întrebat ce ai făcut. Fiscul acum sper că nu este pe fie. A găsit el de ce să promoveze niște produse și le-au cumpărat copiii. A fost ceva spontan, găsit acolo materia primă. Și am plecat de la ideea să nu-i las absolut niciun leu, ca să nu cumpere băuturi gen unele care nu sunt potrivite pentru copii, pentru că asta eram sigură că o să facă, dar copilul și-a făcut rost, și-a făcut rost de bani. Mi-a spus că într-o săptămână nu a cheltuit decât 10 lei pe o singură prostie, pe o singură băutură cu care eu n-aș fi fost de acord, dar practic a simțit nevoie. Să-i lași și libertatea și lui. Păi, din moment ce el și-a creat această libertate. Dar a fost foarte interesant că el practic a făcut și partea de saving, da? Nu s-a dus să cheltuiască toți banii și a zis super. Așa că cum a spus de școală, mi se pare foarte potrivit, da, să ghideze. Te așteptăm oricum să ne vizitezi. Să ghideze energia. Aș vrea să te întreb, care au fost criteriile după care v-ați selectat în general profesorii sau tutorii? Am înțeles bine? Tutorii, nu există conceptul de profesor. Nu există conceptul de profesor. Ok. Deci nu trebuie să aibă neapărat toate gradele respective sau? Avem două părți. Profesori care au gradele, dar sunt nonconformiști, sunt specializați pe meditații, pentru că cei care dau meditații au altă abordare mult mai structurată, mai apropiată de copii. Și avem zona oamenilor interesanți, arhitecți, actori, specialiști, fain, care... muzicieni, care sunt apropiați de copii, care au experiență în a preda, dar nu sunt pe zona educațională, n-au toate gradele luate. Dar nu aici este diferența. Diferența este în a vrea să fii lângă copil și să-i dai tot ce crezi că are nevoie. Deci non-conformism, aș zice un fel de un entuziasm în a împărtăși cu ceilalți cunoștințe. Sunt altfel. Profesoara de engleză, altfel. Profesorul de muzic, altfel. Are studio. Dai seama ce o să fie pe copiii noștri. Da, oamenii aceștia sunt altfel. Au o altă atitudine. Cum îi găsiți pe oamenii aceștia? Nici greu, nici ușor. Probabil că atunci când vrei să îi găsești, apar în viața ta. Îi și cauți pe toate canalele posibile. I-am căutat și i-am găsit. Mai sunt și alte calități ale profesorilor pe care le-ați căutat, în afară de faptul că trebuie să știe materie? Profesional, normal. Acestea sunt profesional, responsabilitate, sunt factori igienici, dacă putem să-i le spunem așa. Disponibilitate. Să aibă timp, în primul rând. Acești oameni, altfel, sunt și ocupați. Da? Sunt căutați. Sunt foarte căutați, da. Apropo de meditații. Da. Să aibă o afinitate pentru copii și să vrea să schimbe lucruri. Cam cum se desfășoară o oră de matematică? Este altfel decât în sistemul tradițional? Dacă mă întreb săptămâna viitoare, o să spun. Uite, în acest moment încep să se desfășoare ore. Curicula este online, trimisă. Este interactivă, compusă din text, din video. Totul este un melanj foarte, foarte bine închecat. Adică matematica nu e despre niște cifre pe care le punem pe hârtie și pe care trebuie să le calculăm. Ne uităm. Da? Nici nu trebuie să înveți formule, de fapt. Trebuie să înveți unde să cauți și să ți se structureze gândirea în așa fel încât să poți să rezolvi problemele respective. Și tutorele este alături, iar în momentul în care copilul, ți-am spus, atinge un prag, nu înțelege, este ceva ce are nevoie să
de o explicație, atunci intervine tutorul. Îți mulțumesc frumos, îți mulțumesc că faceți lucruri faine altfel aici în România. Să aveți mult succes în tot ceea ce întreprindeți acolo. Să auzim peste mai mulți ani de copiii care au fost la M-School. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit până acum. Vă invităm să răsfoiți paginile revistei Psihologii și să vă lăsați inspirați în propria dezvoltare personală. Pe curând!